Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Cristina Ciobănașu, iar alături de Iarina Cristea vă prezentăm știrile grupei 2. De astăzi au fost redeschise în mod oficial cabinetele stomatologice. Care sunt măsurile de protecție împotriva virusului pe care trebuie să le respecte atât doctorii cât și pacienții, aflăm din următorul material pregătit de colegii mei. În perioada stării de urgență, cabinetele stomatologice au fost închise. Acum, odată ce cabinetele s-au deschis, datorită cererii crescute de către pacienți, se impun în mod normal și măsuri de protecție pentru aceștia. Măsurile de prevenire stabilite de reglementările legale în vigoare recomandă următoarele. În sala de așteptare, distanța între pacienți va fi de 1,5 respectiv 2 metri. Pacienții vor primi mești chirurgicale și se vor aplica măsuri de decontaminare și dezinsecție cu soluții pe bază de alcool. Personalul medical va purta obligatoriu echipamentul individual de protecție recomandat. Personalul medical care va intra în contact direct cu pacienții subiecții COVID-19 va purta mască simplă, halat impermeabil de unică folosință, capelină sau bonetă de unică utilizare, mânuși de unică folosință, protecția ochilor folosind ochelari sau ecran de protecție facială. Diferența este că personalul medical care intră în contact direct cu pacienții confirmați cu COVID-19 va purta în loc de mască simplă o mască de protecție respiratorie N95. Pandemia cauzată de noul coronavirus tulbură piețele financiare din întreaga lume și, desigur, piața economică din România. Sunt așteptate efecte importante asupra business-urilor românești ca urmare a măsurilor adoptate pentru gestionarea crizei de COVID-19. Multe afaceri au ajuns în insolvență, însă există și afaceriști care încă luptă pentru a-și salva întreprinderile. Este adevărat că domeniul de afaceri a fost afectat. Astăzi îl avem pe antreprenorul Maxim Antoci, care ne va răspunde la câteva întrebări. Cât de mult a fost afectat domeniul de afaceri în România la moment? Era sambul, trebuie să ne uităm foarte clar la statistică. Rata șomajului a crescut foarte tare, mulți oameni și-au pierdut lucru. Din cauza aceasta înțelegem că oamenii au pierdut și sursa lor unică devenit. Prin asta devenind având o putere de cumpărare redusă și având consumatorul o putere de cumpărare redusă, înseamnă și vânzările scad. Domeniul alimentar din care faceți parte la fel a fost afectat? Relativ. Sunt diferite segmente. Nu poți să pui domeniul alimentar într-un loc. Sunt diferite domenii, de exemplu, Horeca, care a fost foarte afectat din cauza că oarece restricțiile au fost impuse. Domeniul alimentar a registrat creștere considerabilă, în special produsele care sunt de primă necesitate. Cât de mult au scăzut vânzările la moment? Cum am zis, în domeniul bomboanelui, ciocolată, adică produse zahăroase, am înregistrat o scădere foarte mare, deoarece sunt clasate ca produse premium good și având consumatorul o putere mai slabă de cumpărare și la fel preferințele în caz de criză și de panic trec la produse de bază, ca cereale, ulei, făină. Am înțeles, vă mulțumesc mult! Starea de urgență s-a încheiat, iar lucrurile au început să revină la normal. Cu toate acestea, foarte multe familii se află încă în izolare. Care este viața unei persoane aflate în carantină, aflăm astăzi din județul Dâmbovița. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Cel mai mare focar de infecție COVID-19 din județul Dâmbovița a fost la Centrul de Asistență Medico-Socială din Răcari, aflat la 4 km de aici, unde au fost raportate 49 de cazuri confirmate pozitiv COVID-19. Din fericire, majoritatea oamenilor s-au vindecat, mai puțin o asistentă care locuiește chiar în zona în care ne aflăm. Împreună cu soțul și cu fiul lor, încă locuiesc în izolare, deoarece testele nu încetează să iasă pozitiv COVID-19. O altă familie care locuiește tot în această zonă și care a fost izolată, dar testată negativ COVID-19, este familia N. Familia a fost izolată după ce doamna N, infirmieră la spitalul Elias,
secția pneumologie a intrat în contact cu o pacientă confirmată pozitiv COVID-19. Viața în carantină poate fi dificilă, dar totodată ea poate aduce inspirație și poate să aducă mai mult timp de petrecut cu familia. Cum s-a valorificat timpul în această perioadă, ne povestește doamna Eni. Am făcut prăjituri, soțul meu a construit două ghivece uriașe de exterior. E greu să stai în izolare, ți se face dor de muncă, de cei dragi să-i vizitezi, chiar să mergi și la magazin. Dar am ales în principiu să stau izolată pentru cei bătrâni. Un alt caz de izolare este cel al lui Daniel Marcu, venit din Germania. Vă simțiți mai valoros că ați contribuit prin izolare la binele societății? Clar, am menajat destul de mulți oameni, ținând cont că în zona în care locuiesc sunt predominanți oameni bătrâni. Carantinele pot fi strecte, dar pot aduce și beneficii. Prin urmare, nu uitați să vă cotrijați pentru că încă există familii aflate în carantină. Odată cu ridicarea stării de urgență, au fost redeschise și parcurile. Deși autoritățile recomandă în continuare respectarea măsurilor de precauție, vremea frumoasă i-a scos pe bucureșteni în casă, iar aglomerația surprinsă într-un parc din capitală reprezintă lipsa responsabilității acestora. Mai multe detalii despre acest subiect vedem în materialul următor. Imediat după încheierea stării de urgență, mai multe atracții turistice au fost redeschise în orașele din România. Printre acestea se numără și parcurile. În București, după zile petrecute în carantină, parcurile au devenit nou aglomerate, iar bucureștenii s-au bucurat de plimbările în natură și de vremea însorită. Încă de la primele ore ale dimineții, părinți, copii, bătrâni s-au reîntors la vechile activități desfășurate în parcuri, de la plimbări, relaxare, la mersul cu bicicleta sau chiar la antrenamente sportive. Locurile de joacă au rămas închise pentru încă o perioadă, semn că totuși pericolul este mare și că trebuie să fim precauți cu privire la distanța dintre noi. Deși există numeroase măsuri pe care cetățenii sunt îndrumați să le respecte, în unele cazuri distanțarea socială lipsește, la fel și purtarea măștilor. Aceste vechi obiceiuri nu sunt deloc recomandate în momentele actuale, ci este necesar să respectăm cu strictețe măsurile de prevenție împotriva infectării cu virusul sugerate de autorități. Pandemia de COVID-19 a afectat grav și sistemul de învățământ universitar. Sute de mii de profesori și studenți au fost nevoiți să se adapteze într-un timp scurt noilor metode de predare și învățare online. Examenele, la rândul lor, vor suferi modificări importante și vor putea fi susținute cu ajutorul tehnologiei. Ce părere au studenții vis-a-vis de aceste schimbări, vedem în reportajul următor. Bună ziua! Îmi poți spune cum ai reușit să te adaptezi noului sistem de învățământ online din această perioadă? Bună ziua tuturor! Da, Alex, legat de acest subiect, pot să spun că m-am adaptat foarte ușor noului sistem de învățare din mediul online, pentru că și înainte de pandemie comunicam prin aceleași mijloace. Primeam materiale, suporturi de curs sau teme prin mail sau prin alte platforme online. Cred că este o modalitate eficientă de a termina studiile în condiții de pandemie. Cred că le-am prins pe toate din mers. Noi am crescut cu tehnologia și atunci când a trebuit să ne mutăm în mediul online, nu a fost atât de greu. Deja trimiteam și înainte anumite teme online, deja citeam anumite cursuri pe laptop. Cum ți se par examenele pe care trebuie să le susții în această sesiune online și în ce constau acestea? Examenele s-au modificat într-o oarecare măsură, dar în același timp ating obiectivele de până acum. Ceea ce vreau să zic este că examenele online ne testează cunoștințele în aceeași măsură în care o făceau cele clasice. Acestea constau în proiecte sau în teste de tip grilă. Examenele probabil sunt cea mai bună parte din toată această pandemie și din tot acest mutat în online, pentru că s-au simplificat. Avem o evaluare continuă, cel puțin în anul meu. Nu avem examene, nu ni s-a spus la ora de aveți de făcut examenul ăsta în timp real. Totul e pe bază de proiecte.